Numărul în matriculărilor de noi firme a scăzut dramatic în județul Suceava. Așa relevă statisticile Oficiului Național al Registrului Comerțului, conform cărora în județ în perioada 1 ianuarie 30 martie 2020 au fost înregistrați 540 de agenți economici în comparație cu intervalul corespunzător al anului anterior, ceea ce înseamnă o cădere de numai puțin de 47,1%. În primul trimestru al anului în curs, din județul Suceava au fost înmatriculate la ONRC 374 de societăți cu răspundere limitată, 100 21 de persoane fizice autorizate, 40 de întreprinderi individuale, 3 întreprinderi familiale și 2 cooperative agricole. În primele 3 luni ale anului 2019, în județ erau înființate și luate în evidențe 784 de societăți cu răspundere limitată, 134 de persoane fizice autorizate, 84 de întreprinderi individuale și 17 întreprinderi familiale. De remarcat este că în luna martie anului 2020, prima în care a evoluat epidemia de COVID-19 din județul Suceava, la Oficiul Național al al Registrului Comerțului au fost înmatriculați 136 de noi agenți economici. Între aceștia se numără 93 de societăți cu răspundere limitată, 30 de persoane fizice autorizate, 11 întreprinderi individuale, o întreprindere familială și o cooperativă agricolă. Pe de altă parte, de reliefat este că numărul insolvențelor a stagnat. Astfel, în primele trei luni ale anului 2020 s-au înregistrat 21 de profesioniști care au cerut declanșarea acestor proceduri, același număr fiind consemnat și în perioada omoloagă a anului 2019. În intervalul 1 ianuarie 30 martie 2020, în județ au fost dizolvate 154 de firme, mai multe cu 7,69% față de perioada corespunzătoare a anului precedent, când la ONRC au fost operate 143 de dizolvări. În ceea ce privește suspendările, în județ se înregistrează o diminuare de 17,65% a acestor demersuri. Numărul firmelor care au cerut întreruperea temporară a activității scăzând de la 85 la 70. În cele din urmă, radiații din evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului au fost 311 agenți economici, comparativ cu 606 în primul trimestru din anul 2019, diminuarea consemnată fiind una de 48,68%.